Și în continuare, în continuare. Cum i-a da. murit până la urmă minunatul sau nu a na, murit? N-am na, înșelat puțin, ne eu știam... Din fericire, din fericire, că da nu, Dumnezeu, nu poți să te bucuri, perească Dumnezeu la așa ceva. Dacă Dumnezeu poate să facă o minune, asta înseamnă minune, dacă El se salvează. Eu știu asta de ianuarie, el a fost adus la spital, a fost deschis, a fost închis la loc, fără nicio șansă să, să scape. Asta, mai în supra. Asta în ianuarie, înainte de a se termina calcio-mercato, deci înainte de 31, 31 ianuarie. Februarie, martie, aprilie, a mai dus-o. Nu știu cât o mai duce, numai printr-o minune poate să... Uitați el, văd că îl dați la televizor. Bine, aici când că era, în în era, era, fizic, era, era în glorie, în primul rând era, fizic, era, da, el așa era, profesional da, și acum Lamonato, e în Nu știu dacă s-a îngrijit atât de mult de corpul lui. El, având, fiind și mai scund ca mine, dar... Ai mai scund ca dumneavoastră? Mai scund ca mine, are un 68-69. Dar asta e, banii nu te salvează niciodată. Sănătatea e ceva de preț. Înțeleg că acum are pe țeavă, pentru că vorbim la prezent. De El are să... un frate care se ocupă, care îl îl are în firmă și toate problemele astea nu rămân așa pe drumuri. Are un frate, are și a doua soție, care încă nu e soție, dar e cu ea împreună și uh -huh. probabil ei au grijă de de firmă. Dar când nu e el, vă dați seama că mulți dintre jucători vor strâmba din nas. Dar deocamdată e, vorbim la prezent. Deocamdată adică e, până e, nu știu cât, cât de bine poate să comunice cu ei. Uh, Ibrahimovic e un băiat care cred eu că s-a și dus la spital la el, l-a și vizitat. Mi se pare că a și postat ceva, în da, gazeta da, de losporta. Da, nu, nu intră în discuție, eu îl cunosc bine. Uh, dar Pogba și mulți alții, dacă n-au relația directă cu el, dacă nu apare el, e greu să mai... Aici este împreună cu Holland, pe care uh, îl duce... Da. da? Dacă îl mai duce la City, în această vară, da. produsul numărul 1, trebuie să spunem, al... cel mai informat. În, în momentul, momentul de arba. față, clar, da. Ca și am tot numărul 1 pe care are. Ibrahimovi, după ce l am dus eu pe Chivu la Roma, vine el cu Ibrahimovic la Mila. Era da. cu Galiani acolo mai devreme. City ar achita clauza de 80 de milioane sau 78 la dormul, da, da. iar comisiunul lui ar fi de 20 de milioane de euro. Iar Depinde la... pentru că Holland îl are și pe în spatele lui. Cu mulți manageri, au în, spate, au în spate un frate sau un tată. Ca Neymar îl uh -huh. are pe Pini Zahavi și pe Taicașul. Uh -huh. Taicăsu a fost invitatul meu aici da. a venit aici. Da, asta. știu, la un meci. La un meci, asta ceva -a pe națională. A stat două-trei zile cu mine, cu Pini, cu asta. Am mâncat, am ieșit, am văzut un meci. Deci, Taicașul e acolo. Stai că s l luat și el, la el 8-9 milioane. Uh -huh. Nu? Mai, pini, mai are un asistent care l-a pus permanent, permanent, 24 din 24, lângă Neymar când a ajuns la Paris, că era greu. Limba, uh -huh. Parisul, oraș mare. Dacă n-ai. Și eu la fel cu Denis Mann la Parma și cu Mihailă, am un asistent al meu, Robert, care. Se duce și stă, vorbește 4-5 limbi stă și stă 2 trei săptămâni până când închiriază casa, până când intră cu mașină, mașină toate astea. După care comunică permanent. Nu se vorbesc în fiecare zi, vorbesc și eu la două săptămâni. Dar asistentul meu, Robert, vorbește, ține la curent pe toți. Celălalt, Dragoș, vorbește permanent cu cei din Turcia, unde dom domină bine piața. Uh -huh. Pentru că șicătorii trebuie să-i țin întotdeauna... Probabil apropo de jucători, ați făcut o paralelă, ați vorbit de Ibrahimović în cazul de față și de Pogba. Cum sunt jucătorii față de oamenii care i-au ajutat, fotbaliștii, în momente de astea grele? Știți de ce vă întreb? Și dumneavoastră ați trecut prin momente dificile și ați simțit. Cum sunt ei față de de... Sunt jucători și jucători, caractere și caractere. Ibrahimovic, pe care îl cunosc personal, personal. Îți dai seama că eu am fost cu fratele meu dată la, la Inter, la baza lor sportivă. Era Mourinho, Piano Gentile, gentil, da. da. Uh, era Mourinho antrenor. Uh -huh. Noi l aveam pe Cristi Și a venit Victor cu mine, nu știu ce probleme am avut. Și ne-am dus acolo. Ne-am întâlnit. Era în ședința a și Morat. Ne-am întâlnit cu el. Morat a fost oaspetele meu două zile aici. Uh -huh. uh, după care, înainte să. Am intrat în antrenament, mai erau 10-15 minute de antrenament Și când s-a terminat antrenamentul Figo, Ibrahimovic, toți, po, Am început să ne îmbrățișeze și mă și po, da, 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 vă cunoașteți, bă, bă, toți ăștia, bă, Zanetti, dă-i cu dare. adică, da, am avut relația asta. Întrebarea lui Cătălin avea legătură cu perioada petrecută de dumneavoastră în detenție, nu? Da, în Și dacă, greu. dacă da, da, care... Da, puțin, uh, puțin, au rămas. Asta. Puțin au rămas atunci care au ținut contactul cu mine. Mai mult decât atât, Mourinho a vrut să vină la mine. Mai mult decât atât, niște bulgari, miliardari au venit și m-au vizitat. Dar dintre jucători, că Mourinho... Dintre jucători, puțin. Puțin, nu? Sunt puțin, pentru că era și situația ingrată. Jucător, merg la... Penitenciar. Penitenciar să-l vizitez pe un pușcăriaș. Pentru că atunci eram un pușcăriaș, nu eram Giovanni Becali. Dar, în sfârșit, sară și acum spun de, depinde aici de caracterul fiecărui jucător, pentru că Ibrahimovii sunt sigur că a fost la spital și el lângă minus și dacă contactează, vorbește telefonic, poate vorbi, are contactul permanent. Pogba, Holland și ceilalți nu-i văd eu. Depinde cum sunt legați de contract. Dar știți ce vreau să vă întreb? Poate părea stupid ce vă întreb, dar să, să ne elucidați. De ce e nevoie ca superjucători, gen Ibrahimovic sau Pogba sau Holland, da, după ce au arătat că sunt superjucători, da? nu în faza incipientă, da. au nevoie de un impresar? În condițiile în care ei pot să negocieze, să spună, doamne, dacă nu-mi dai, eu vreau atât salariul pe... <sus> Jucătorii nu sunt pregătiți niciodată de, de așa ceva. Dar își cunosc valoarea. Își cunosc valoarea, dar ei nu știu prețurile, nu știu artificiile și cluburile mari s-au obișnuit cu genul ăsta de impresariat. N-ați văzut că mari cântăreți, n-ați văzut cântăreți fără impresar? Ați văzut tenismen fără impresar? Mă gândesc că unele uși au cheie să S-a dezvoltat, dezvoltat atât de mult încât uh, jucătorului convine să spună eu știu să joc și restul vorbiți cu managerul meu managerul lui, dacă e acompaniat și de tatăl copilului, cum multe ori am avut și eu, tații, după mine. Și le-a mai dat și în comisionul meu ceva. Pentru că e tatăl cu tare, cezi să nu-i strigi relația și așa mai departe. Uneori sunt, tati. Unii, vin și cu mamele. <laughs> mai spun ceva. Era în anul 90 și ceva, la Valencia era Paco Roici. Familia Rogi, Care sunt trei frați. Paco era președinte la Valencia, Juan e cel care are uh, echipa de basket, Pamesa? Uh, încă are? Uh, da, încă. Și Fernando care are Villarreal acum. Toți trei. Eu îi cunoșteam de atunci. Uh, și atunci la ia pe un jucător francez de origine armeniană uh, care a jucat la Inter. Uh -huh. Francez care a jucat la Inter. Bogosian? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Uf, ce lapsus, mare fotbalist. Da. Mare, a jucat da. în Naționala Franței, era de origine armenian. O, poate ne aducem, poate se ciripește poate cineva în, în cască. Poate cineva, dar da. eu la Bogosian da. mă gândeam. Nu, 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 mai, mult mai mare decât... Da. Și ne-am dus, eu am vorbit cu Migliaccio, cu managerul lui, ne-am da. întâlnit, Paco, ok, nu știu ce, aveam și eu păticica mea, hai să ne întâlnim la Nisa cu el, hai să ne întâlnim, i-am spus condițiile lui Paco, a venit Paco, și acolo el a venit cu mamă, mam, tată, fratele frate lui Taicăsu, văr, frate, frate, erau și aici. Și fiecare nu cerea prea Giorcaev mult. Giorcaev era? Giorcaev. Ah, Yuri Iuri Giorcaev. Giorcaev. Da, Giorcaev. Da, bine, da, Și, nu și nu ce mult. De la 20 de mii în sus până 20, 30, 50, plus contractul lui. Și se uita pe acolo la mine și zice, păi dacă mai mă duci vreodată mi-a spus chestia aia cu brunetul, înțelegi? Care e interzisă. Din interzisă, da. Cu da. ca în viața mea nu o să vin, să știi. Că una îi spusesem și alta era la... Uh -huh. Nu mai știi cu cine să vorbești. Când ziceai că te-ai pus la unul apărea altul cu 30 de mii, cu 50 de mii. Și erau anii 95. Nu erau, da, nu bani și erau acum. banii de acum. Sunt bani și acum. Da. Ideea și, că atunci, au... și, atunci, și atunci s-a dus la Inter. Giorcaeva, exact bun jucător. Ideea e că la un transfer de genul acesta, cam toată lumea vrea să mănânce. Pentru că... Apa, știi câți apar, Viorel? Asta spun. Îți dau cuvântul meu, dar problema... Uh, sunt unii jucători care merg la șapte capete. Ei nu fac altceva decât își pierd credibilitatea. În momentul când un jucător știe că are un manager, el trebuie să spună, oricine îl cheamă și îi promite, nu știu, nu văd de treabă, chemați firma respectivă, uitați telefonul lui Giovanni, lui Victor, lui Dragoș, lui da. Robert și vorbiți cu ei. Și cu asta basta. Altfel, e gemiște salat. Adică în germană înseamnă un fel de și salat. Salată grecească. Dar de ce acești impresari, dacă tot am deschis emisiunea cu această situație dramatică prin care trece Mino Raiola, de ce niciunul dintre ei străini, nu români. Raiul la cum îl cheamă, Jonathan Barne, parcă. Da. Da, Mendez. Da. De ce niciun dintre ei... Mendez e... s-a săturat, da. cum... săturat de, bani, da. Da, să zicem. N-a da. uh, fost niciodată în contact cu un vreun jucător din România. Că mi se pare... Păi n-a fost că, era că, ei, că ai, dacă sau? era ceva mă contactează pe mine. Și Mino mă contacta, și Jorge mă contacta, nu era o problemă. Deci Dintre toți managerii mai mari, Lipi, spunea că a fost aici. A David Lipi, a fost la meci la Rapid cu cu nu? Da, a fost, da, două trei meci. M-a chemat mai târziu. Nu știu cine i-a zis, "Bă, tu ești în România, da? Păi și cum nu l-ai chemat pe Giovanni? Acum ca să nu devină ridicol, mă cheamă și zice Giovanni." Bă, am făcut o greșeală. Ce greșeală? Am venit și cu tare, sunt și eu cu niște oameni care m-a invitat aici cu jucătorii la Craiova, cu Vârful Ivan. I, nu Ivan, alălaltul. Ah, Marcović. Marcović și cu Screciu. M-a invitat să-i văd cu toți. Bine, vă zic. Dar una e asta și alta e alta. Scuze-mă, am a, gata, am înțeles acum. deci. Pentru că ei, când da, mă duc gata. la Calcio Mercato, grande, numărul unu, stai, da, când vede în România. Și a, un, unul care știa, tot manager mare, îi spune, bă, tu unde ești în România și nu l-ai contactat pe ceva? Băi, 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 sunt un tâmpit. Puter. Și mai chema seara. Era... Da, zic, bă, da. dacă vrei la meci, la voluntari se ducea. Fusese la un meci la rapid, se ducea la voluntari. Zic, bă, dacă ai nevoie, vină să bem o cafea la mine acasă și ai un kilometru până la, de la, la mine, până la stadion. Și ce, mă, ne, sunt cu ăștia, cu tare, s-a separat de ăia. Cam asta e relația, e înțeles? -o? Da, adică nu se calcă pe bătături unii da, cu alții. Da, da, da. da nu, dar să și po poate, să vină. Eu, eu, eu n-aș putea să... Cum să spun Balotele am putut să le iau eu. Balotele a fost aluminiu. Balotele a fost cel mai dificil jucător din toată istoria fotbalului. A, fost a rămas. Și a rămas în continuare. A fost, este în continuare. E prin Turcia acum, la Dana Nu no, mai știu. Da, prin Turcia. Dar vreau să spun, dacă ai un jucător ca ăsta, un ca mai bine te lași de meserie. A, dar nu l-ați luat? Am fost, deci am fost în momentul când era la Inter, la Tineret. Era cu era cu Damiruță Cum? Cu, 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 cu da. da. Și și Bali era, mi se pare acolo. Mm. Sau un an după a venit că un an după. După care eram cu Branca. Marco Branca, da. director sportiv. Și veneam de la Pineta, mergeam în oraș, la club. Și îi dă Mourinho telefon și ce băi, nu l-am luat în lot. Pă, nenorocitul ăsta, păi, cu tare, lu Marco Branca. Și uite, bă, ce zice. Ce bă, Giovanni, vină, bă, cu asta, să semnezi dacă vrei și așa mai departe.